Salutare la toată lumea! Tomas Tolero aici și în vlogul de astăzi vreau să împărtășesc cu voi o rutină pentru încălzirea generală a organismului pe care este important să o realizăm înaintea oricărui tip de antrenament fizic. Indiferent că vorbim de antrenament fizic cu greutăți în sală sau antrenament cu greutatea corpului acasă sau orice alt tip de antrenament, este întotdeauna foarte, foarte important să realizăm o încălzire pentru a pregăti organismul, a scădea riscul de accidentare și, bineînțeles, a performa 100% în timpul antrenamentului. Niciodată nu săriți încălzirea. Iar astăzi vă arăt această rutină pe care o puteți urma împreună cu mine de fiecare dată când mergeți la sală până o învățați. Vom merge acum sus pe terasă ca să ne putem desfășura în voi. Haideți să-i dăm drumul! Încălzirea generală constă într-o serie de mișcări, de stretching dinamic și o serie de exerciții legere. Vom aborda toată treaba asta pe regiuni articulare și vom începe din partea de sus a corpului, continuând spre partea inferioară a corpului. Prima regiune articulară pe care o vom aborda va fi regiunea gâtului sau a capului, dacă doriți astfel. Și aici vom realiza o serie de mișcări. De exemplu, capul înspre înainte, înspre înapoi. Câteva mișcări. Urmăm apoi cu aplecări spre stânga și aplecări spre dreapta ale capului și încercăm să mergem la limita de mișcare pe care o putem realiza. Da? Adică tragem bine pe cap în stânga și apoi îl ducem bine spre dreapta. Următoarea mișcare, privirea spre stânga și privirea spre dreapta. Foarte bine. Și apoi trecem la următoarea mișcare, care constă în realizarea de cerculețe cu capul într-o direcție și apoi în cealaltă. Câteva secunde este suficient. Continuăm cu următoarea regiune articulară. Și este vorba de regiunea umerilor sau a centurilor scapulare. Și aici, prima mișcare pe care o vom realiza este ridicarea umerilor în sus și apoi coborârea acestora de câteva ori. Foarte bine, tragem bine de umeri în jos, îi ridicăm cât putem de mult în sus. Următoarea mișcare, aducem umerii spre înainte și apoi îi tragem spre înapoi. Această mișcare se cheamă de protracție scapulară și apoi de retracție scapulară, când îi tragem spre înapoi de câteva ori. Următoarea mișcare, rotim împreună umerii spre înainte. Realizăm niște cerculețe așa cu umerii. Apoi spre înapoi de câteva ori. Foarte bine. Așa. Și acum trecem la alte tipuri de mișcări și avem prima mișcare, ridicarea brațelor spre laterale. Foarte bine. Este important, în special, să ne axăm mult la încălzire pe regiunea asta, pentru că este o regiune foarte mult utilizată și foarte sensibilă. Ne putem accidenta ușor dacă nu ne încălzim bine. Următoarea mișcare, aducem brațele dinspre înapoi, spre înainte, cu brațele drepte la nivelul umerilor. Foarte bine! De câteva ori. Nu e exagerat, dar nici prea puțin, este important. Și următoarea mișcare, mergem, mi spune, alternativ, alternăm brațele, unul sus, unul jos și tragem bine de ele. O altă mișcare pe care o putem realiza pentru regiunea umerilor este să facem, să realizăm cerculeții cu brațele. Începem rotund, mic, și apoi mergem spre cerculeții mai mari, din ce în ce. Apoi rotim bine și puternic, energic. Este foarte important să realizăm mișcări energice la încălzire. Și apoi în sens invers. Foarte bine. Foarte bine. O să coborăm un pic mai jos, spre următoarea regiune articulară, spre regiunea brațelor. Și aici vom avea prima dată articulația cotului și putem realiza următoarele mișcări de flexii, extensii a antebrațului pe braț. Acesta este antebraț, acesta este braț. Și realizăm mișcări dinamice
și energice de flexii extensii. Dacă dorim, putem să rotim și brațul, când, pumnul. Când coborâm, îl rotim spre interior, când urcăm, îl rotim spre exterior. Foarte bine! Mai putem roti apoi antebrațele pe braț, cerculețe. Ținem cotul într-un punct fix și îl rotim într-o direcție și apoi în cealaltă direcție. Continuăm cu următorul braț, cu celălalt braț, ca și cum avem foarte multe brațe, tot două, și în cealaltă direcție. Foarte bine! Și acum mergem spre următoarea articulație, de aici din regiunea brațelor, spre articulația, spre încheietura mâinilor sau a palmelor. Și aici avem prima mișcare, punem împreună palmele și mișcăm energic. Bum, bum, bum. Și o altă mișcare este să rotim pumnii separat, într-o direcție și apoi în cealaltă. De câteva ori. Nu e exagerat, nici prea puțin. De câte ori simțim. Uneori vom simți că avem nevoie de mai mult încălzire și stăm mai mult pe mișcările astea. Uneori vom trece mai repede prin ele. Dar e important ca întotdeauna să le realizăm. Foarte bine. Și am terminat și cu regiunea brațelor. Următoarea regiune de interes este regiunea trunchiului. Și aici avem o serie de mișcări, dar voi muta un pic camera. Am lăsat-o mai jos ca să mă vedeți. Prima mișcare va fi să flexăm din regiunea trunchiului. Vedeți? Doar din regiunea trunchiului, nu din bază, nu duc fundul în spate. Țin fundul fix și pur și simplu mă cocoșez și apoi extind de câteva ori. Următoarea mișcare este să mă plec spre stânga și spre dreapta, ținând bazinul relativ fix. Mai putem realiza și treaba asta cu brațele. Jap, jap, jap. Foarte bine. Doar de câteva ori. Următoarea mișcare va fi să rotim trunchiul ținând bazinul fix. Da? Încercăm să nu forfecăm picioarele. Ținem bazinul fix spre înainte și rotim doar trunchiul într-o direcție și în cealaltă. Foarte bine, și am terminat cu regiunea trunchiului. Următoarea regiune articulară este cea a bazinului. Și acum voi lăsa iar un pic camera mai jos. Prima mișcare aici pe care o vom realiza este aceasta, de mișcarea de îndreptare. Încercăm să ducem fundul spre înapoi și să coborâm trunchiul cu spatele drept, spre înainte. Coborâm și apoi urcăm. Coborâm și apoi urcăm. Coborâm și apoi urcăm. De câteva ori. Foarte bine. Următoarea mișcare va fi să ridicăm genunchii spre piept și apoi să-l coborâm. Și apoi celălalt schimbă. Foarte bine! Următoarea mișcare va fi să rotim genunchiul spre exterior. Realizăm cerculeții cu genunchiul. Dacă simțiți nevoia să vă țineți de ceva, căutați un suport pentru echilibru și folosiți-l. Și apoi în cealaltă direcție, spre interior. Foarte bine. Și acum cu celălalt picior. Întâi spre exterior. Foarte bine. Și spre interior. Excelent! Următoarea mișcare va fi să pendulăm piciorul spre înainte și spre înapoi, ținându-l drept. La mișcarea asta este probabil foarte important să căutați un suport pe care să vă țineți pentru echilibru. De câteva ori și apoi schimbăm piciorul. Tragem bine sus de picior și în față și în spate, da? Și încercăm să ținem trunchiul drept, să nu ne aplecăm când ne lăsăm. Când ducem piciorul în spate, da? Trunchiul drept. Foarte bine. O altă mișcare poate fi spre interior și spre exterior. Excelent. Și cu celălalt picior de câteva ori. Foarte bine. Și am terminat cu regiunea bazinului și acum o să coborâm spre următoarea și ultima regiune, regiunea membrelor inferioare, a picioarelor, în termeni mai populare. Prima articulație va fi articulația genunchilor și aici avem două mișcări. Prima mișcare, flexia, să dau mai în spate un pic, flexia gambei picoapsă. Ținem genunchiul fix, nu-l ducem în față, nu-l ducem prea mult în spate, fix, de câteva ori și apoi celălalt picior.
energic, mișcări energice. Foarte bine. Și următoarea mișcare, ridicăm genunchiul și împingem călcâiul spre înainte, trăgând vârful spre noi. De câteva ori. Lovim. Așa, imaginăm că lovim. Nu lovim nimic, de fapt. Lovim aerul. La fel, menționez, e bine să vă țineți din suport, dacă nu aveți suficient echilibru. Și apoi, cu celălalt picior, de câteva ori. Foarte bine. Și acum o să coborăm spre ultima articulație, a gleznei. Și aici avem, o să mă dau mai în spate, prima mișcare, vârfurile sus-jos, sus-jos, sus-jos. Foarte bine. Apoi spre interior și spre exterior. Mișcăm toată talpa spre interior și spre exterior. Apoi realizăm câteva cerculețe cu vârful piciorului într-o direcție și apoi în cealaltă. Și apoi schimbăm piciorul. Sus, jos, sus, jos, sus, jos. Foarte bine. Interior, exterior, interior, exterior. Mișcările astea îți vor părea foarte, foarte complicate, dar după un timp o să vă obișnuiți cu ele. Și apoi cerculețe. Într-o direcție și apoi în cealaltă direcție. Și asta este tot. În regulă, dacă v-a plăcut acest clip, lăsați un like, un comentariu, abonați-vă la canal, toate lucrurile alea bune și nu uitați, de fiecare dată puteți lua telefonul cu voi și urma această rutină din încălzire împreună cu mine. Să nu uitați nicio mișcare. Astea fiind spuse, mult spor la antrenamente, capul sus și pieptul în față, până data viitoare.